prima mea soție, iubitul meu fiu, mamă, soacră, Paște fericit! Paște, Paște fericit! Paște fericit! Să spargem ouă, zic! Da! Sună la ușă! Am auzit, dragă, și eu că sună, că nu sunt sort! Întrebarea e cine sună? Cine sună că n-așteptăm pe nimeni? Nu? Se știe doar, masa de Paște se ia în familie! Da, da! Poate a venit pensia! Ce pensie, mamă, soacră? Ce pensie? Care pensie? Dragule, du-te și deschide! Mă duc, mă duc, nu vezi că asta mă duc? Și apoi ce poștaș lucrează în Sfânta zi de Paște? Doamne, și știu că trebuie să fim calmi de sărbători! Atatic, mă! Paște fericit, fratele meu! Paște fericit, dar pe cine căutați? Nu vă supărați, familia Popescu! Nu! Aici e familia Ionescu. Ați greșit, vă rog să plecați. N-am greșit, că tot Ionescu se termină așa că... Adică un pop și un Ion mai trec cu noi până asta. Dragule, întreabă-i ce vor! Băi, cine-i bărbatul în casa asta, eu sau tu? După cum arată ea, cred. Eu sau tu? Lasă-mă, familie, să vorbesc. Ce vreți? Vrem să... Am venit să-ți urăm Paște fericit! Paște fericit și dumneavoastră, mulțumesc, acum vă rog să plecați! Hristos a înviat! Adevărat, a înviat, la revedere! Dar nu vă spuneați, deranjăm? Dacă deranjați, da. Domnule, nu vedeți că suntem la masă? Aaa, mulțumim de invitație, domnule! Bă, nu, nu, nu a fost niciun fel de invitație, vă rog foarte mult să plecați, nu vedeți că sunt cu familia, cu copilul? Da? Hai, nu mai spune. Prietene, dai și mata un 500.000 la băieții. Auză-l! Pui mâna pe miel, ai noroc tot anul. Care miel, domnule? Băi, te chiși în freză pe tine, băi! Cu care miel? Care miel? Da, care miel? Ăsta! Nu, domnule, ăsta-i miel? Ăsta-i câine! Cum să fie câine, mă? Mă, nenema ta, ai fost corigent la zoofilie? Domnule, nu am fost corigent la nicio materie, dar știu să fac diferența între un miel și un câine. Da? Da. Vezi, fratele meu, dacă știi să faci diferența într-o femeie urâtă și una frumoasă, nu mai luai pas. Câtă nesimțire! Câtă nesimțire, nerușinaților! În momentul ăsta să ieșiți afară din casă! Băi, nene, nu-i creștinește să dai afară mielul din casă în ziua de Paște! Nu e miel! E câine! Ia-stai, dacă e miel, de ce n-are coarne? Și le-a rost de plictiseală! Măi, oameni buni, măi, fraților, măi, băieți! Voi sunteți beți mangă și ați intrat aici peste noi în casă și ne deranjați. Stăm și noi aici la masa de Paște. Poate așa ceva? Păi dumneavoastră ne-ai deschis ușa. Îmi pare rău. A fost o greșeală. Vă rog frumos să plecați. Prietene, hai să facem așa. Facem o afacere, că o afacere la mine mai trecut până asta. O, da. Stați-mă din mână. Da. Fiatem, cumperi mielul și plecăm. Ce miel, domnule, ce miel? Uite ăsta! Nu e miel, mă, băiatule, e câine! Ia, stați așa. Dacă e miel, ce rasă e? Merinos, țurcan sau romanov? San Bernard! Da. Dacă zici că e miel, de ce latră? Da, da, de ce latră, n-a că te-ai dat de gol? Da. Știe limbi străine! A terminat la Spirul Harei, știe să și miaune. Hai, mă, băieți, mă, pe cuvântul meu acum, că și un copil de clasa întâia își dă seama că ăsta nu e miel. Mă, Ionică, spune tu, ce animal e ăsta? E un miel. Hai, văzut, fratele meu. Trece în camera ta imediat, ai auzit, ești pedepsit toată săptămâna. Asta din cameră. Donalule. De chișofrenă. Lasă copilul, băi, ce vin are copilul ăsta că tu l-ai învățat la zoofilie, da. Nebun? Hai, mai bine pune mâna pe miel și pune-ți o dorință. Bine, gata, uite, poftim, gata. Da. Ca să vă fac plăcerea, gata, mi-am pus. Dorința ta e îndeplinită, rămânem și noi la masă. Să trăiești, fratele meu. Opa,
Dom'le, nu mi-am pus dorința asta. E, nu ți-a nu era dorința asta. Uite, uite. Okay. Stai. Ce faci, tată? Stai, că am pierdut. Te-ai desiepurizit. Da. Gugă! Hai să ciornim ouă. Haide, frate. Să trăiești. Sănătate. Oh. Sănătate, mă. Ce faci, am? Luați icre, icre, uite, icre, luați icre. Icre acolo. Ce a făcut? Eu. Te-ai făcut? Uh-huh. Foarte prost, îmi să aratem. Asta e friptură? Cine a făcut-o? Eu am făcut-o. Dar te-ai namolit, iarsă! Așa e. Ieșiți afară în momentul ăsta, că altfel chem poliția, ți-a auzit? Chem pompierii, chem jandarmii, chem mascații! Băi! Te chis în prezență la masa de pași, băi, simțitule! Dacă mai urmi o altă la mine, pun câinele ăsta pe tine! Aha! Te-ai dat de gol! Ai văzut că e câine? Nu e câine, e miel! Băi! Orice ar fi, miel, câine, jder, mitoșer, vulpe, ieșiți cu el de aici! Da, da, că n-am, o, că n-am terminat de mâncat! Ia, ia, tati, e gustată! Ia! Drop, drop, vreau drop! Da, vei, tată, drop! Ia ce vrei după masă, că uite, încearcă zacuscă! Ia! Yeah. Cum e? Cine a făcut-o? Eu am făcut-o! Prostă rău, e sărată! Dar nu vă supărați! Tentativa asta de salată orientală, cine a comis-o? Eu am făcut-o. Te ramoli de tot, e plină. Trebuie să tai cartofii sau rondelele ca nesimțite, ai băgat ei-ți-a de astea. Sănătate. Nu vă mai uitați, mâncați-vă și ce fac acasă. Nu, nu, nu. Luați serviți. Adi. Cine a făcut vinul? Vinul e cumpărat din comerț. Foarte bun, domnule, foarte bun. Excelent. Foarte bun. Mamă, da, tată, mai pun un pahar și hai să mergem, că nu-mi place mâncarea. Băi, fiți atenți să vă spun. N-a spus-o că spun așa la un pahar de băutură sau ceva. Bă, de-o vă chiși în freză, mi-a stricat toată masa de Paște, băi. Bă, fii atent, uite-te în ochii mei. Dă-te la o parte, băi, cu ghei. Uite-te în ochii mei. Anul viitor... Să mă rogi frumos și nu mai vin la tine la masă, băi! Domnule, domnule! Băi, fii atent că eu plec! Să nu încep cu telefoane, băi, mămuie, ai la masă, ai la masă, ai la masă! Nu vin, fii atent! Mi-ai stricat masă de pași! Nici nu vă salut! Ce nesimțire! Ce mitocănie! Bețivi ordinari! Să nu faci așa ceva când băut să crești mare, că te termin! Bună ziua! Paște fericit! Paște fericit! Uite, uite un miel adevărat! Da. Nene, ești nebun? Nu vezi că e câine? Bă.